oamenii din lumea întreagă. Disciplina religie cultul ortodox, clasa pregătitoare. Bună ziua, dragi copii! Voi de unde sunteți? Adică în ce țară locuiți? Cum se numește țara în care locuiți? În care locuim? România, aveți dreptate. Aceasta este țara noastră. România este situată pe globul pământesc. Vreau să desfacem globul pământesc ca să privim toate țările lumii. Deci, dacă am desface harta de pe globul pământesc, am obține această hartă pe care pot vedea toate țările lumii. Știți cum arată copiii din alte țări? Am să vă prezint copiii din Canada. Statele Unite ale Americii și Anglia. Priviți cât de frumos stau pe bancă copii din țări diferite și se înțeleg. Din Statele Unite ale Americii, din Canada și din Anglia. Voi aveți în clasă colegi veniți din alte regiuni ale țării? De unde? Întrebați-vă, colegul de bancă, de unde sunt bunicii lui. Ce ai simțit când colega sau colegă tău de bancă îți povestea de unde sunt bunicii lui? Eu simt o mare bucurie să-mi ascult prietenii cum povestesc. Aceasta este o faptă bună. Știați că oamenii purtau mai de mult un alt fel de haine, la noi se numesc haine populare. Priviți în imagine hainele populare din America la Amerindieni. Voi știți cum arată portul nostru popular? Vă propun un exercițiu. Unul dintre voi să se apropie de ecran și să descrie portul popular românesc din imagine. Ce fapte bune ați făcut în timp ce vorbea colegul sau colega voastră? Așa este. Ați ascultat cu mult respect. Felicitări! Să mai descoperim câțiva copii din țări diferite. Iată de unde vor fi acești copii. Iată elevi ca voi, din Africa sau din Japonia, sau din China și Franța. Oare ce învață ei la școlile lor? Învață ca și voi: să scrie, să citească, să se poarte frumos unii cu alții, așa după cum ne învață și Sfântul Apostol Petru: Dați tuturor cinste, iubiți frăția. Domnul nostru Isus Hristos ne-a învățat: Precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Dacă ai avea un coleg nou în clasă, cum te-ai purta cu el? Dă câteva exemple. Azi am învățat că. Oamenii pot fi din locuri diferite, poartă haine diferite, arată diferit. Este o faptă bună dacă ai răbdare să asculți pe cineva, trebuie să fim respectuoși și un coleg nou în clasă este o șansă ca să învățăm de la el lucruri noi.